Iată planul meu pentru Suceava în următorii 4 ani. Să asfaltăm străzile de pământ, să construim parcări supraterane, eliminăm taxele pentru parcările rezidențiale și, neapărat, să fluidizăm traficul. Vom construi un centru de îngrijire pentru vârstnici. În fiecare cartier vom înființa un centru medical de permanență și vom demara proiectul pentru construirea unui spital municipal. Vom moderniza toate locurile de joacă și vom atrage fonduri europene să înfrumusețăm cartierele și spațiile verzi dintre blocuri. Mai mult, vrem să aducem un festival de muzică pentru tineri, să construim un teatru de vară, să înființăm un centru socio-educațional pentru copiii din familii cu situații sociale și să dezvoltăm infrastructura școlară. Știu ce am de făcut și împreună cu echipa mea vom realiza ce ne propunem. Așadar, citește despre mine și echipa mea, studiază planul meu, compară-l cu propunerile contracandidaților mei și alege care este cea mai bună opțiune pentru tine. Este o onoare pentru mine să devin primar orașului tău și îți cer votul. Doar așa, împreună, vom obține Suceava pe care ne-o dorim.